Sfântului Duh. Amin. Preacucernici părinți, iubiți frați și surori, slăviți să fie Domnul! Ne bucurăm din toată inima că Bunul Dumnezeu ne-a rânduit această adunare pe care noi de multe ori o numim așa de frumoasă adunare de sezon, dar totodată această adunare este o adunare de evangelizare în care Evanghelia lui Dumnezeu trebuie să intre în inima noastră, în mintea noastră, în toate ale noastre trebuie să reprezinte viața noastră o Evanghelie. De aceea fiecare dintre noi, când suntem prezenți în sub puterea divină a lui Dumnezeu, noi trebuie să ne facem tot mai mici ca să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi. Pentru că întotdeauna omul mândru nu poate să înțeleagă ce vrea să, ce plan are Dumnezeu cu el. De multe ori, iubiților, stăm și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu în diferite locuri, în diferite momente. Și poate că am zice noi că orice cuvânt pe care îl ascultăm poate să umple inima noastră. Dar inima noastră o umple numai în cazul când vreau să citesc câteva versete din Psalmul 1, care spune atât de frumos despre omul cel credincios și despre omul cel păcătos. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcere în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui, ale cărui frunze nu se veștejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în adunarea în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea celor păcătoși duce la peire. Iubiților, în fața lui Dumnezeu, fiecare dintre noi avem o mare răspundere, pentru că de felul cum mergem noi în lumea aceasta, pe cine iubim, cu cine ne atașăm, cu cine vorbim și felul cum vorbim cu fiecare, aceasta ne va umple de roade duhovnicești sau ni le va scutura. Pentru că dacă ne gândim la întemeierea lumii, Dumnezeu a pus în om toate valorile spirituale, toate valorile sfinte. Nu putem spune că vreun om se naște pe pământul acesta fără de credință. Nu se naște niciun om fără valoare. Pentru că Dumnezeu, când a suflat în om, a pus acolo toate valorile sfinte și pe niciunul nu-l lasă, numai că în această viață, spune cuvântul pe care l-am citit, unora le place să ducă pe scaunul celor batjocoritori. Și ducându-se acolo, iubiților, nu mai este ca un pom sădit lângă un izvor, pentru că Dumnezeu este izvorul și omul de acolo, de pe scaunul celor batjocoritori, nu poate primi izvorul lui Dumnezeu. Izvorul lui Dumnezeu care îl curge din el, iubiților, este atât de curat și atât de sfânt, că orice om care vine la Domnul, el nu se adapă decât cu apă curată. Dar însă în lumea aceasta vedem că oamenii se adapă mereu cu apă murdară. Și ei spun la dulce că e amar și spun la amar că e dulce. Ei spun la viață că e moarte și la moarte spune că e viață. Așa confundă omul în lumea aceasta adevărul lui Dumnezeu cu firea pământească. De aceea noi nu putem niciodată, iubiților, să amestecăm lucrurile acestea care sunt amestecate în inima noastră, pentru că ne gândim că odată și odată va veni o judecată pe care îl va judeca pe om fiecare faptă, fiecare vorbă, fiecare mers,
Fiecare gândire, chiar și, îmi spunea un frate odată, chiar și sentimentul pe care l-ai gândit în mintea ta, Dumnezeu îl va judeca. Pentru că El, care a făcut mintea, s-ar putea să nu cunoască ce gândim. Și dacă cunoaște, înseamnă că Bunul Dumnezeu va judeca și ceea ce am gândit, chiar dacă fratele meu nu a văzut, chiar dacă fratele meu nu a auzit ce am spus. Dar dacă gândesc rău în inima mea, iubiților, această răutate este ca un putregai care pătrunde mereu în sufletul omului. Și omul ajunge să nu mai cunoască pe Dumnezeu din pricina acestei boli. Că este o boală a sufletului, o boală a păcatului, ceea ce spune cuvântul, că cel desparte pe om de Dumnezeu. Păcatul. Păcatul pune un zid, iubiților, chiar și între noi. Am putea spune așa, mulțumim Domnului că am venit aici mulți, dar însă între noi să nu fie zidul acela care desparte, să nu fie boala aceasta a păcatului care să nu ne mai lase să fim uniți. Pentru că unitatea vine dintr-o dragoste neprefăcută, spune Sfântul Apostol Pavel către Timotei. De aceea îl îndeamnă să ai o credință neprefăcută, o dragoste neprefăcută. Și când avem așa, iubiților, acela este omul care este sădit lângă un izvor și își dă roade la vremea potrivită. Mulțumim Domnului pentru câți frați și părinți sunt aici. De aceea eu sunt scurt și îi rog pe frați să fie ei după cuvântul lui Dumnezeu cât vrea să spună, dar totuși să ne limităm la cât suntem de mulți, ca harul lui Dumnezeu să poată fi împărtășit de fiecare dintre noi. La aceasta să ne ajute Bunul Dumnezeu, slăvit să fie Domnul.